Partidul Mișcarea Populară solicită reducerea numărului de ministere la 15 și scăderea numărului de secretar de stat pentru fiecare minister la 2. Restructurarea guvernamentală a fost prezentată de Eugen Tomac, președintele PMP, care a transmis o scrisoare deschisă președinților partidelor din coaliția de guvernare, pe care a prezentat-o miercuri pe pagina de socializare. Dacă doriți solidaritate din partea societății românești, trebuie să arătați, întâi de toate, că aveți voință politică să reduceți cheltuielile aparatului administrației publice centrale, mai ales în contextul în care cheltuielile cu bunurile și serviciile s-au majorat cu 16,5%. 2% peste nivelul inflației în primele șapte luni ale anului 2022, față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest moment, România are un guvern format dintr-un premier, doi viceprim-ministri, 20 de ministri, un secretar general și 97 de secretari de stat, de aproape trei ori mai mulți decât un stat precum Franța. Este rușinos ca tu, guvern, să le spui pensionarilor că nu poți să le mărești veniturile în ciuda inflației galopante care a mușcat puternic din puterea de cumpărare, dar să înființezi posturi de secretari de stat remunerate cu 17.000 de lei lunar și garnisite cu subsecretari de stat, șoferi și secretare, precizează Eugen Tomac. Ideea remanierii guvernamentale a fost lansată de liderul PMP încă din luna aprilie.